Dați-mi mai din Biblia la Luca, capitolul 15, de la versetul 11, vom citi până la versetul 24, pagina din Biblie, 1010, pasajul de subtitlul Pilda Fiului Risipitor. El, adică Isus, a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tatăl dă în partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară departată, unde și-a resipit averea ducând o viață destrăbăleată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame temare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoverele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă cap pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, există un loc pe planeta aceasta unde poți să deschizi ușa la bucătărie, să te așezi la masă fără să-ți fie rușine, să spui în farfurie. Există un loc unde tragi perdeaua și te uiți în grădină și vezi copiii cum se joacă. Există un loc despre care atunci când se pronunță acest loc, inima începe să vibreze, sentimentele încep să curgă și amintirile nu sunt ceva de groază. Există un loc, vreau să vă spun astăzi, care se numește acasă. Acasă. Și astăzi am citit o pildă a unui tată care ați putea spune voi că o rămas sărac o pleca fiul, să nu a rămas sărac, să știți. Deci tata nu a rămas dacă a plecat fiul. Fiul a rămas nu-l mai avut pe tata. Înțelegeți ce spun astăzi? Foarte mulți oameni pe care am întâlnit au impresia că dacă ei se vor, uh, vor, deveni creștini, practicanți, da? Oameni care vin cu biserica la zi, oameni care se întorc cu fața spre Dumnezeu, au impresia că cerul câștigă ceva. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Cerul nu câștigă nimic că eu mă pocăiesc tu și eu câștigăm cerul. Slăvi să fie Domnul. Dragii mei, m-am uitat la această pildă, m-am gândit foarte mult ce aș putea să vă vorbesc astăzi. Predica aceasta este foarte dificilă pentru că e foarte greu să n-atingi pe cineva, e foarte greu să. și nici nu-mi doresc să n-ating pe nimeni, doresc ca fiecare să, să primească de la Dumnezeu un diagnostic clar, nu? Dacă mergi la medic și ai, de exemplu, cancer, Doamne ferește, dar spun așa, da? Și doctorul spune, o aspirină o să-ți fie suficientă, ce zici? Te bucuri, așa Zice, mă, zice, foarte bine, zice. Da, după câteva luni de zile, e groasnic, nu? Dar nici dacă ai răceală, nu te-ar conveni să-ți dea medicul citostatice. Nu? Se cânta aici o cântare că Domnul este prezent aici și că Domnul este aici între noi. Dragii mei, dacă Domnul este prezent aici, hai să spunem fiecare în inimile noastre, Doamne, vorbește-ne astăzi. Pentru că această pildă de oameni buni, ascultați-mă, foarte mulți au impresia și e foarte bine ce ați făcut voi aici. Să știți că e ceva extraordinar. Dar vreau să vă spun că pocăința unor oameni și creștinismul unor oameni e cât timp au ce pune pe masă, să știți. Și mulți români și-au făcut masă de lemn masiv. Că dacă n-ar fi de lemn masiv, s-ar rupe la mijloc. Atât de încărcat e la unii, să știți. Întrebarea mea este cum mă raportez față de Dumnezeu că nu mai am ce pune pe masă. Că Iacov, și vorbeam noi la biserică exact asta azi dimineață, unul din cei mai mari cămătari din Deva s-a pocuit numai cu 12 ani în biserica noastră. Și azi dimineața a făcut o masă și a zis Cristi, m-a sunat, a vorbit cu păstoara, a vorbit cu față din comitet, vreau să dau o masă la cei bătrâni, la cei necăjiți, la cei neajutorați. Extraordinar ce bucurie, o recunoștință frumoasă. Și le spuneam azi dimineața celor de acolo prezenți, ce faci când uh, nu mai ai, de ce să mulțumesc pentru lucrurile materiale? Pentru ce mulțumești în viață? Sau până unde merge viața ta? Care e relația dumneita, dumneavoastră cu Tatăl din Cer, cu Isus Hristos, cu Dumnezeu? Dar ce mi să ne uităm astăzi la două lucruri. Cum am plecat noi de acasă și cum ne putem întoarce acasă? Cum am plecat de acasă și cum ne putem întoarce acasă? Nu cred că există părinte conștient în seara, în seara asta aici la care copilul să fi plecat de acasă de trei ani de zile fără să fi dat un telefon și el să zică îmi beau cafeaua fără nicio problemă și ceaiul, n-am -am ce treabă de dimineață. Nu. Din potrivă, sunt momente, ascultați-mă bine, când nu mai merită să mergi să bași telefonul în priză, că știi că nu te mai sună nimeni, pentru că viața te duce de multe ori prin valea ombrei morții. Sunt momente când te uiți să vezi și nu mai este nimic în cămară. Sunt momente când te uiți să vezi pe cart și nu mai există nimic. Și stai și te întreb, mai merită să fiu creștin? Mai merită să-L pe Dumnezeu? Aveam azi să-mi în, fața, în fața mea șapte oameni în cărucior. Pentru mine, în picioare, era ușor să predic, nu? Dar ce, ce le spui la oamenii aceia? Știți ce le-am spus, ceea ce vă spun și vă astăzi? Că fiul risipitor într-o zi a început să ducă lipsă. Și când s-a gândit la tatăl său? Oameni buni, vreau să vă spun astăzi ceva. De multe ori când cineva are un accident, îl începe să-l judecăm. Lască știu eu că merită el, că nu știu ce-a făcut. De multe ori când cineva ajunge într-un cancer sau într-o boală, sau un fel și fel de situații la limită, începem noi să ne dăm cu părere. Ascultați-mă ceea ce vreau să vă spun astăzi. Durerea, necazul, pentru unii este singura modalitate a lui Dumnezeu de a-i face atenți că Dumnezeu există. Nu știu cine-i caza ai în viața astăzi. Dar mulțumesc Domnului pentru ziua când mi-a spus că analizele nu-s bune. Vorbeam asta cu un băiat de la noi din biserică, studia la teologie, la ITP, cu viața în față 22 de ani, tu moare pe creier. Ce îi spui la un băiat de ăsta? Dacă tu ești sănătos. Ce îi spui? Știi ce pot să-i spun? Că dacă sunt acasă cu tata și am pe Dumnezeu în controlul vieții mele, indiferent ce vine peste viața mea, eu pot să mă pun în genunchi și să spun mulțumesc. Slăvi să fie Domnul! Pot să fac asta astăzi? Oameni buni, în primul rând vreau să vă spun că am plecat de acasă ca și fii și am ajuns robi. A fost un moment când fiul s-a uitat după tatăl său ani an de zile. Să vadă unde pune tata banul. Și tata avea un loc obișnuit în casă unde trăgea la o parte un sertar și probabil că punea bani acolo. Și probabil că punea averea. Și într-o zi fiul s îmbrăcat la patru ace. Și cu un în buzunar și cu, uh, cu aere din astea, cum, 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 spun unii, aer de de superioritate. O zis, tată, dă -mi mie. Ce să-mi dai mie? Ce mi se? Mi se cuvenea? Hai să venim la voi și la noi. Ți se cuvine să respiri un aer în fiecare zi curat. Am mers în misiune cu un frate ani de zile, înainte de fiecare predică, se băga sub anvon și își dădea cu spray în gură, pentru că avea asm. Uite-te la averea tatălui tău. Să se cuvine să dai drumul la robinet de dimineața și să curgă apă? Și în Africa sunt femei care merg 20 de kilometri după apă, cu unulcior pe cap și apoi iau din belțele de unde beau animalele și fac mâncare. Tatăl de mai averea ce mi se cuvine. Îmi spun foarte mult la Evanghelie de e viața mea și fac ce vreau cu ea. Știți ce le spun? Dacă e viața ta, de ce te speri când ai cancer? Dacă e viața ta, de ce când te apropii de 80-90 de ani începi să tremuri? De ce? Pentru că nu e a ta. Dumnezeu ne da nouă din averea sa. Și vreau să vă spun ceva, când fiul, când fiul o ieși pe poartă, el încă era fiul. Dar știți ce face diavolul în viață? Diavolul spune așa, Cristi, du-te și ia ceea ce Dumnezeu ți-o dat și pune în slujba diavolului. Și atunci, în momentul ăla, noi ajungem robi, oameni buni. Ai plămâni frumoși. Du-te și cumpără două pachete de țigări și dă și dă -i. Și o să vezi cum o să ajungi rob. Da? Ai mâini frumoase. Du-te și împrumută pentru 50 de ani, ca să nu folosesc cuvântul furt, Spune împrumut. Da? La români se zice împrumut împrumută pe 50 de ani ceva ce nu e al tău, cu mâinile frumoase care ți-a dat Dumnezeu. Și o să vezi că vei ajunge rob. La mine, la casa noastră, a lucrat cineva care a fost unul din cei mai periculoși hoți din Franța. Dar slăvit să fie Domnul că s-a întâlnit într-o zi cu tată. Și s-a pocăit. Era căutat de FBI în Franța, era căutat de serviciile de securitate în Franța. Intra în magazin și ieșa echipat tot, din cap până în picioare. N-avea nicio treabă. Deci, a plecat în cameră, nicio treabă n-avea și au venit la mine acasă și nu m-au luat nici măcar un șurub. Dar în momentul când pleci de acasă, în momentul când te depărtezi de Dumnezeu, ascultă-mă bine ce spun astăzi. Tu iei lucrurile lui Dumnezeu și le folosești pentru tine. Am plecat de acasă, fi și am ajuns ropi. Uitați-vă că sunt oameni în România acasă care nu cumpără la copii un adidas sau un tenis, dau bani de țigări și de băutură. Mă uitam la meșterii care lucrează peste drum de mine, marți. Știți că a fost sărbătoare marți, nu? O fost sărbătoare. Și vă spun ceva și nu o să vă placă. Deci, nu o să vă placă ce vă spun eu acum. Dar eu vreau ca să nu ne placă și să ne pocăim. Mă uitam la ei și s-au oprit din lucru. Și m-am dus să văd s-au oprit și din minciună. Că de sărbători noi ne oprim din lucru, înțelegeți? Dar din curvie român nu se oprește de sărbătoare. Din minciună nu se oprește din sărbătoare. În sărbătoare, nu? Nu-i asta nu e interesant că stau la Iași românii 2 km, 14 ore în picioare să atingă un mort. Și Biblia îmi spune că am un Dumnezeu viu, nu mă trebuie să fac un lucru, să iau Biblia și să mă pun pe genunchi în fiecare zi în cămăruț. Nu e interesant asta. Și de ce suntem așa? Că mergem și ne mărturisim la preot și la păstor și la revelion începem de la zero din nou. Și apoi iar ne spovedim și iar ne mărturisim și iar începem de la zero. Și îmi spun oamenii, nu pot să scap, nu poți să scap de asta. Da, pentru că tu ai plecat de acasă ca și fiul și ai ajuns rob. Doi, ce cum am plecat de acasă? Am plecat de acasă bogat și am ajuns săraș. O mărți cu buzunarul plin, era plin, pormoneul era plin, cardul era plin. Nici nu l-o fi salutat pe taică, să stați liniștit, nu l-o salutat. O plecat pe acasă și o zis, am bani pe toată viața. Am bani pe toată viața. Și ce spune Biblia, dragii mei? Biblia îmi dă de înțeles că atâta de cât o făcut cinste, toți prieteni au fost lângă el, nu? Nu știu câți bă, oameni cu bani are Sibiu sau biserica aceasta, dar știu un singur lucru, că atunci când patronul meu, șeful meu, a venit în România, din Belgia, o zis că este așa mulți prieteni ca în România, n-am avut de zice. Am foarte mulți prieteni, zice. Ați înțeles, nu? L-au mirosit oamenii că avea avea, 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 bani de împrumutat. Așa a fost și fiul risipitor. Câte vreme a vrut să facă cinstă la toți, erau toți pe lângă el. Dar într-o zi au zis fiul risipitor, astăzi plătiți voi, nu mai plătiți eu, că nu mai am nimic. Cu cine au rămas? Vreau să spun ceva astăzi, omule bun, și vreau să mă ascult foarte clar și foarte atent. Există o zi când Dumnezeu îngăduie să rămâi singur. Nu mă credeți, așa Uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți când timp faceți bine la toți. Și uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți când stați internat în spital. Uitați-vă să vedeți. Uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți când mergeți să le faceți vizite și când le duceți cadouri la oameni și le încărcați telefoanele și faceți cadouri și, și uitați-vă să vedeți câți prieteni aveați, când aveți când n-aveți cu ce să vă plătiți scăria, poate. Și câți vă sar lângă voi. Dar Dumnezeu e la fel ca și pentru fiul lui o zi în viața mea când din bogat să devin sărac. Și nu mă refer la bani. Am început să credem în că adevărata binecuvântare sunt bani în viață. Pune-mi, te rog, Iov, capitolul 1, versetul 1, să vă arăt patru, patru bogății ale lui Iov. Patru bogății. Aseară l-am descoperit în cuvântul Domnului. Era în țara Utru un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Vă rog să vă notați asta în minte sau pe caiet, ce aveți pe carnețial. Se numește asta bogăția spirituală a lui Iov. Și Biblia o pune pe primul loc, noi o punem pe ultimul loc. Asta era bogăția spirituală a lui Iov, adică sfințenia. 2. hai să vedem care era bogăția familială a lui Iov. Pune-te rog versetul 2. I s-au născut șapte fiși și trei fici, Trei fete, da? Astăzi mulți cresc când și pe SIGIOV creștea copiii, dar o să mergem la vale cu România noastră, să știți. Uitați-vă, nu mă credeți așa, -i? Dacă, sch dacă, dacă schelă e un câine pe stradă, se opresc și mașinile toți, chiar dacă e verde. Plânge un copil? Nu-l interesează pe nimeni. I s-au născut șapte fii și asta e o bogăție familială, copiii sunt o moștenire de la... Oh, o, no, nu, ne ne-ar trebui moștenirea primarului sau a președintelui. Nu ne trebuie moștenirea Dumnezeu. I s-au născut și fi și trei fete. O altă bogăție a lui Iov. Hai să vedem versetul 3. Bogăția materială. Oi, cămile, perec de boi, sute de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Asta era bogăția materială. Patru, Bogăția poziției sociale. Omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Ce-a făcut diavolul? Ce-a vrut să facă diavolul? Dragii mei, diavolul a mers la Dumnezeu și a spun așa, Doamne Dumnezeu, le vreau să spun ceva foarte clar. Pentru că eu are bogăția familială, bogăția materială și bogăția statutului social, pentru aia vine la biserică. Pentru aia se roagă, pentru aia cântă, pentru aia ajută pe orfan și pe văduve. Și Dumnezeu a zis, nu e adevărat. Eu mă iubește pe mine pentru că are bogăția spirituală și diavolul a zis, nu e adevărat. Și au reieșit unul dintre cele mai mari pariuri pe care le cunoaște Universul și istoria. Și stau și mă întreb astăzi, pe câți de aici ar putea face de Dumnezeu pariu? Nu duminica la biserică, de luni până sâmbătă, afară. Și-o mers diavolul și i-o luat bogăția materială, i-o luat bogăția familială și i-o luat bogăția statului social. Și dintre cei mai cuvază, cel mai cu om din răsărit ajunge să fie omul care stă pe o grămadă de cenușă. Și cu un ciob în mâne. o avut mulți prieteni atunci. Trei. Trei au mai rămas. De unde știu că eu oameni buni? De unde știu că eu nu sărăcit? Că aici vreau să ajung. Să-ți demonstrez, vreau astăzi prin Duhul Sfânt, să-ți demonstrez că deși ai poate mașini scumpă și poate ai, ai frigiderul plin și poate ai tot ce trebuie, poate ai covoare extraordinară din Italia, agresie, termopane, ce vreți. Tu ești sărac dacă n-ai bogăția spirituală, amin? De unde știu că eu, eu, eu fost bogat? până la final. Ascultați-mă de unde știu. Eu vă spus așa, Doamne, o zis, eu știu un lucru, că răscumpărătorul meu este? No, știți care e greșeala noastră? Ne uităm la buzunarul lui Dumnezeu, la astea. Ne uităm la cart, la ajutorul de șomaj, de ce nu mărește alocația, de ce e mica ă, pe economie. La asta ne uităm. Dragii mei, ascultați-mă, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne uităm la fața Lui nu la buzunarul lui. vin și eu acasă de multe ori din misiune și vine fata mai mare și mă îmbrățișează. și altă și te iubesc. Și în ce mă îmbrățișează. simt că intră în în buzunar acum. Voi zâmbiți, dar așa facem noi cu Dumnezeu. Exact așa facem noi cu Dumnezeu. Îi zic la fata mea, mă duc în oraș, fata mai mare. O, state așa te iubesc, nu mai pot, ce nu mai pot. Tate, te iubesc, zice. Mă duc în... Aș veni și eu în oraș. Dragii mei, am plecat de acasă bogați și am ajuns săraci. Ascultați-mă, cea mai mare sărăcie din lumea asta, știți unde e? În inima omului care trăiește fără Dumnezeu. Cea mai mare sărăcie din lumea asta, că acolo există, să știți. Cea mai mare sărăcie este în... și poți să stai astăzi în vilă și să ai tot și să n-ai un cămin, să știți ce spun astăzi. Cea mai mare sărăcie din lumea asta este în casa aceea unde copiii nu mai cântă unde copiii nu mai stau pe genunchi cu mama și cu tata, îmi scrie o fată, fată de Cristi, am 23 de ani, și în familia noastră nu s-a cântat niciodată o cântare împreună, în familia noastră tata n-a deschis Biblia în 23 de ani niciodată. Deja mi-au mi dat mașină când mă căsătoresc, deja mi-au dat apartament în Cluj, că nu nu-mi trebuie asta. Eu aș fi vrut să am un tată care să fie bogat. Dar bogat în ce? Dragii mei, nu vă dați seama cum, cum ne înșală diavolul, Și parcă este o paralelă între mesajul de acum săra și de azi dimineață, nu? Parcă este o paralelă, nu? Mai mult decât o paralelă, o intersecție. Da? Toată viața diavolul spune, Cristi, muncește 12, 14, 16 ore, să le poți de la copii, te. ce să le dau oameni buni? Când Hunedoar doar a fost un accident acum câțiva ani și întâi ce vinea murdul la băiatul care era de 19 ani. O zis băiatul către tată, tată, ce credeți că a spus? Mai dăm? O mie de? Ia de -a asta? O zi tate, zi o rugăciune că mă sting. Și o zis, tata, nu o rugăciune. Și copilul, ultimele lui cuvinte au fost, tati, mi a dat mașină ca două de ziua mea la 18 ani. Că sunt că suntem bogați. Mi-ai dat, mi-ai dat, mi-ai dat. Dar nu mi l-ai dat pe Dumnezeu. Eu unde merg acum? Că trebuie să mor. Unde merg? Oameni buni. O murit Steve Jobs. Și-au lăsat în urmă miliarde de dolari și nu au putut plăti cu banii lui cancerul. Și toți oamenii s-au uitat și printre cele mai vândute cărți. Astăzi este istoria lui Steve Jobs. Nu Apple și nu Microsoft și nu Lidl și nu kaufland și nu ce vreți voi. Petroleum a avut cele mai mari vânzări din România în 2014, cel mai mare profit. Și totuși nu știu ce e mai bogat de pe planetă. Cea mai bogată instituție de pe pământ este Biserica. Este Biserica ce mai cei mai bogați oameni de pe pământ sunt oamenii care se scoală dimineața. Și vreau să vă spun astăzi un principiu. În viața noastră sunt lucruri importante și lucruri urgente. Și de multe ori le confundăm. E important dimineața când mergi să rezolvi cu animală dacă stai la țară. E important dimineața să mergi să faci un pachet la copii dacă stai la oraș sau copii pleacă la școală. E important. Dar e mai urgent, mai întâi să te pui lângă pat și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă zi. O intrat Iisus Hristos în casa Martei și a Mariei. Dacă știți pasajul acela, atât de mult îmi place pasajul acela. Citiți, vă rog, Biblia, să vedeți ce frumoase descoperi sunt acolo. Și au zis, Marta, Doamne, 12 semviciuri, 12 pahare cu apă, cine le face asta? Eu singură? Asta sta ce zice, asta nu face nimic, a zice. Și aș fi, aș fi așteptat să zic că Iisus, Mario, du-te ajută și apoi predicăm, apoi vedem ce facem. Și Iisus se uită la Marta și zice, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi? O, oh, pentru multe lucruri ne frământăm și ne îngrijorăm noi. Ați văzut oameni îngrijorați că s-au rugat prea puțin? Sau în, între tineri să fie invidie? O, oh, ce m-aș bucura să fie invidie între tineri, de care vă zic eu acum. Zice, mă, zice, tu te rogi mai cu foca și mine, mă, cer rău îmi pare, mă, zice. Dar n-am văzut din asta. Am văzut din alea alte, mă, ce poșetă ai, zice, dar eu n-am, zice Mă da ce mașină, mă da. Nu. Marto, marto, toată viața te, te pentru lucrurile materiale, dar un singur lucru trebuiește ca să nu fii sărac. Maria și-a ales, încheia ce punct spunându-vă ceva foarte important. Tot ce Marta strânge în viață, lăsăm la mormânt. Am participat la zeci, poate sute de mormântări și încă n-am văzut fată sau băiat care să vină lângă secretul să zică, tati, de ce mi-ai dat Logan și nu mai ai dat esclas? N-am văzut. N-am văzut copil care să zică, tati, de ce mi-ai dat apartament cu două camere de comandat și nu mai pus cu patru camere la cheie în Cluj? Nu. Dar am văzut copiii tati, nu mi le dat pe Dumnezeu. Nu mi-ai pus Biblia în mână. Biblia a fost aruncată după dulap, dar telecomanda era perfectă, nou-nouță, nouă. Ai mi-ai pus-o în mână. Mi-ai pus chei de la mașină, mi-ai pus cardul de la bancă, mi-ai pus. Am plecat de acasă bogat și am ajuns săraci, trei. Am plecat de acasă sătui și am ajuns flămânzi. Nu spun eu asta, spune Biblia asta. A început să ducă lipsă, spune aici Biblia. S-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogorele lui să-i păzească. Ascultați, <coughs> să vedeți că roșcovelele lumii nu satură. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau, pe care le mâncau porci. Dar nu îi le dădea nimeni. Aș vrea să spun astăzi un lucru foarte important. Când fiul rezipitor a plecat de acasă, omul ăsta a, a plecat sătul, Facem foarte mari confuzii în viață. Avem impresia că sufletul se bucură de un Q7. Nu știu dacă aveți care vă cu șapte, Domnul să vă binecuvinteze dacă le împărțiți cu orfanii și cu văduvele să vă mai dea încă zece. Avem impresia că sufletul se bucură dacă ai parchet din ăla, uh, uh, dacă ai lemn stratificat. Slavă Domnului dacă l-ai, mai ales dacă le îngăgeam înăuntru, stau orfanii și văduvele. Să-ți dea Domnul încă două vile din astea. Îți doresc. Dar vreau să vă spun astăzi despre un bogat care trăia în Biblie și care într-o seară o zis mănâncă suflete și... Ce credeți că mănâncă sufletul și bea? Borsec? Ce credeți? Sandwich? McDonald's? Oameni buni, ascultați-mă bine, sufletul tânjește noi. Și spune Salmistru că sufletul meu îl caută pe Dumnezeu. Pe Dumnezeul? Văd aici că toți oamenii sunt în viață, dar dacă aș ar fi să mă uit în sufletele multora pe aici, sufletul vostru ale, ale unora poate e incomod, dacă nu chiar mort. Pentru a ai nevoie de Duhul Sfânt care să vină și să mă învie pe mine care sunt mort. Dar știi ce am, ce am, ce am, ce am văzut în viață? Că mulți oameni morți spun că sunt vii. Asta am văzut foarte mult în viață. Zice, zice, eu n-am treabă cu asta, zice. Eu n-am treabă, zice. Eu sunt perfect, zice. Da? Dar e rob, vezi că e rob, vezi că e flământ. Vreau să vă spun astăzi un principiu foarte important. În Eden, diavolul ne au făcut de mâncare, o mâncare cu gust de moarte. Adam și Eva, după ce au mâncat mâncarea aia, nu a mai plecat în luna de miere, au fost izgoniți afară din Eden. Și au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Și vreau să spun ceva astăzi. Dacă în casa ta Biblia nu este deschisă, dacă în casa ta predica nu se mai aude, cântarea nu se mai cântă, vreau să spun astăzi ceva foarte clar. Tu ai plecat de acasă sătul și ai ajuns flământ. Să știi. pune te rog, Amos, capitolul 8, cu versetul 11. Amos, capitolul 8, cu versetul 11. Să vedeți ce spune aici Biblia atât de frumos. Iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite foame în țară, nu între de pâine. Și mă opresc. Știți ce mi se pare interesant în ziua de astăzi? Știți ce mi se pare interesant? Că dacă metro scoate la reducere 50 de zile două produse, la ora 6 dimineața sau la ora 5 dimineața, sunt sute de oameni în față la metro. Și astăzi aici, îi scoasă nu la reducere, gratis mântuirea pentru toți. Și încă mai sunt locuri goale în sală. Eram la Aiud, vineri, am vizitat pe cineva de acolo, îndemnițat, închis. Și o zis, Cristi, știi ce, mă, știți ce mă doare, Cristi? Suntem trei într-o cameră de, nu știu, 2 metri sau 3 metri pătrați. O zis, Cristi, zice, nu mai este loc în pușcării. Știi ce i-am spus? Las că este loc în biserici. Dar ne-am declarat creștini, nu? Cât, câți creștini au zis că are România? 90 și ceva, nu? 20 de milioane de avorturi avem, da? Americanii au zis că și ei, totuși, au zis că cred în Dumnezeu, totuși, da? Vreau să vă spun câte avorturi au făcut americanii din 70 până astăzi, din 71 până astăzi. 60 de milioane de avorturi. Știți cu ce au plătit avorturile ale americanii? Cu bani pe care scrie, in God we trust. În Dumnezeu credem, zice. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Putem sărbători 50.000 de sfinți, dacă eu trăiesc în păcat, eu oricum merg în Pot să țin zile de sărbătoare, pot să fac ce vreți, să aprind lumânări, să fac cadouri, să fac orfelinate, să zidesc ca zile de bătrâni, să dau masă la toți bătrânii din Deva și săraci și orfanii. Dacă eu trăiesc în păcat, eu sunt departe de Tatăl, să știți. Eu sunt departe de Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi și te trimite, Doamne, în țara noastră să nu fie foame sau sete după apă și să fie foame și sete după cu auzirea cuvintelor, eram într-un hotel, nu de mult, găzduit acolo într-o cameră și m-am uitat, era Biblia nouă nouță, pusă de luni de zile. Credeți că o cineva? Am vrut să o iau eu, dar mai am acasă încă vreo 5 Biblie. Am să mai bine las la unul care nu are nicio Biblie, da? Dar de luni de zile stătea Biblia. Dar, dragii mei, mă gândeam, uitându-mă la Biblie, dacă era o revista Automoto, deci nici, apucat, nici nu mai punea nimeni acolo. O lua direct cine o, o împărțit alea, da? Dacă era o revistă imorală, imediat trecea. Dar spunem că suntem creștini și tata doarme într-o cameră și mama doarme într-o cameră și copiii la etaj. Și suntem creștini. Spune că suntem creștini și în 2010 în Arad, 50% dintre căsătoria au sfârșit în divorț. Dar suntem creștini, auzi. Extraordinar ce creștini suntem. Extraordinar. Doamne, iartă-ne, Doamne. Amin? Dragii mei, aproape de a doua parte a mesajului. Și vreau să vă spun astăzi că cea mai mare recunoștință care pot să spui, cea mai mare mulțumesc care pot să de Dumnezeu astăzi, este să-ți vii în fire, cum spune acolo despre fiul risipitor și a venit în fire și s-a gândit câți argați, tatăl meu, o duc bine acasă. Dragii mei, că eu nu o să am de mâncare într-o zi, oricum trei ani murit în sărăcie. Vorba în 14 ani de închisoare, nu, nu, a avut nu știu ce. Într-o zi vine vremea când ni se va lua tot ceea ce avem. Ascultați-mă bine, sfinții nu vor trăi mult în România de astăzi. Nu vă dau vești pune astăzi. Nu vă spun să vă pocăiți că va fi ușor, că veți avea spray și cola în continuu. Cardul va fi plin. Rai Eisen vă va, da, vă va da fără dobândă. Nu pot să vă spun minciunile astea. Vă spun un singur lucru. În lume veți avea în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, a spus Iisus Hristos, că eu am biruit lumea. Înaintea mea merge cineva care a plâns în ghețiman, care s-a întâlnit cu moartea, care s-a întâlnit cu boala, care s-a întâlnit cu, cu ce vreți voi, cu falimentul, cu depresia, cu ce vreți voi. Și știe pe unde trebuie să mă duc și eu. Dar mai bine să-mi fie greu aici, și să mă întorc cu fața spre Dumnezeu și să-mi fie bine o veșnicie decât să-mi fie bine aici, să mor sănătos, analizele la zi și niat. Cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută? Cam tensiune de aviator. Și demonii nu o să avem ce treabă cu mine. Dincolo. Cu ce mă ajută asta? Cu nimic, oameni buni. Și acum vreau să fac o paranteză înainte să trec la a doua parte a mesajului. Știi cineva de ce s-a întors fiul risipitor acasă? Știi cineva de ce s-a întors fiul acasă? pentru că acasă era tata. Dacă tata nu era acasă, să știți că fiul răsibitor nu s mai fi întors. Toată căința lui de lângă cloaca de porci e legată de tata, în casa tatălui meu, acasă la tata. Am un gând pentru biserica din Sibiu, frate și sorori, și vă spun asta cu lacrimi în ochi. Faceți tot ce știți și păstrați-l pe tata aici, între voi. Și ascultați-mă asta și vă spun, data noastră stă decât în Sfințenie. Am auzit Biserici, Doamne, rugăciun, Doamne, te rog, vină între noi. Nici măcar nu trebuie să-i spui, Doamne, vină. Dacă aici e Sfințenie, se adună doi sau trei, el coboară. Dacă îmi vine păcatul în Geneva, Biserică de 5.000 de membri, au ajuns la 80 de membri, și spunea Păstorul, le trimit programarea prin e și ei îmi răspund tot prin e la ce program vin de la 5.000 de membri la 80. De ce? Oameni buni, ascultați-mă, ciuma, cancerul, sida, lucrurile astea, lumii, orice ar fi, nu mă poate scoate din mâna lui Dumnezeu. Dar păcatul mă poate smulge din brațul lui Dumnezeu. Eu, Dumnezeu mă ține cu brațele lui puternic și spune Biblia cu tot dragul, cu toată dragostea. Să cântați despre iubire, e foarte bună iubirea lui Dumnezeu. Sunt de acord. Dar spune în Marcus 10 că pe tânăr bogat, Isus l-a iubit. Nu? Așa spune și-o Nu e suficient ca Dumnezeu să, să, să mă iubească. Eu trebuie să răspund iubirii Lui. Și cum răspund iubirii Lui? O întrebare clară. Dacă un host din Sibiu fură 10.000 de euro și prins și judecătorul spune te de astăzi, care e cea mai mare dovadă? Care e cea mai mare dovadă că hoțul ăla a iertat? Cine știe să spună? Că după 5 ani sau după 10 ani sau după 15 ani, el nu-i mai prins că fură. Ați înțeles ce spun, dragii mei? Mă întreabă unul sau altul, frate de unde știu că-s iertat? Că am făcut păcate, am făcut păcate. Prima dovadă a iertării că ai lacrimi în ochi. Doamne, îmi pare rău de trecutul meu, de păcatele care le-am făcut. Că fiecare păcat a fost un afront la adresa ta, o jignire la adresa ta. Că nu, nu vi se pare interesant. Îl blestemăm pe Dumnezeu în față când nu ne mere ceva. Și în spital spunem, Doamne, ai mine de copilul meu. Pe ăla care l-am blestemat. Ne ridicăm din pat dimineața și ne culcăm seara fără să punem genunchiul jos, să-i spunem mulțumesc. Și duminica la biserică, oh, ce mă bucur să te văd, Domnul. Zice, pati pe Și Dumnezeu un cer strânge din pumn. Zice, oa, oh, așa a ajuns copilul meu? Cel care spune că e copilul meu? M-aș bucura ca în biserica din Sibiu totdeauna tata să fie prezent aici. Și atunci fiul risipitor vine acasă. Vine acasă și vă mai spun ceva înainte să trec la a doua parte. V-ați întrebat vreodată de ce fratele mai mare n au vrut și nu s-a bucurat de venirea fiului acasă? V-ați întrebat? Că eu l-am mai citit, pentru că e pasaj foarte greu, dar spune aici că el s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Haideți să vă spun secretul. Fratele mai mare al fiului lui Sipitor o zis, mă, dacă vine fratele meu acasă, mai mă pune să împart averea încă o dată. Că știe că eu nu m-am băgat în banii mei, zice. Eu nu am băgat în... Eu am păstrat acolo și asta o stau să vină acasă și o să zic că mai împartă data vera. Și eu cu ce mai rămân? Haideți să vă spun un lucru foarte frumos astăzi și foarte important. Dacă vă împărțiți grădina, cu cât rămâneți? Cu mai puțin, nu? Dacă vă împărțiți banii, cu cei săraci, cu cei necășviți, dacă îți împart covor din casă, dacă împart apartamentul în două, întotdeauna rămâi cu mai puțin. Haideți să vă spun un lucru frumos astăzi. Cerul este singurul loc pe care cu cât îl împarți cu mai mulți oameni, ție să rămâne mai mult. Slăviți să fie. Am crezut că slăviți să Voi aștept deja lucrul ăsta. Slavă Domnului. Înseamnă că intrați în practică de astăzi. Domnul să ne ajute la asta. Cum ne putem întoarce acasă, unul? Ne putem întoarce acasă, știți cum? Cu haina murdară, pentru că ni se va da o haină curată. Te poți întoarce acasă. Am întâlnit oameni care au zis așa, pe mine nu cred că mai iartă Dumnezeu, zice. Nu cred că mai iartă Dumnezeu. Am făcut prea multe păcate în viață. Omule bun, ascultă-mă ce spun astăzi. Dumnezeu, prin Isus, Hristos, a murit pentru toate păcatele omenirii, amin. Dacă Dumnezeu să mă ierte, trebuie să văd că haina mea e murdară. Că foarte mulți iau șanel și dau peste păcat. Și iau Nivea și dau peste păcat. Nu că ar fi un lucru rău să mai dai eu câte un parfum pe tine. Deși un pocic, chiar dacă sunt de cu parfum, tot miroase acer. Spune Pavel, voi sunteți o mireazmă a lui Hristos. Figurat vorbesc, da? Metaforic. Dar sunt oameni care dau cu parfum peste pe că se îmbracă bine. Dar David în Salmul 51 ce spune? Ai mil de mine, Dumnezeule! Și în bunătatea ta șterge fără de legile mele, spalmă. Dar eu vă întreb, umbla David un um, murdar um, pe stradă? Nu, David o zis altceva. Când stau în față la oglinda din baie, îmi văd costumul și ăsta e curat. Dacă când stau în față la oglinda Bibliei, când ai stat ultima dată față în față cu oglinda Scripturii? Să vezi cum de cuvântul Dumnezeu și fiecare lucru ți-l scoate în evidență și spune Cristi, aia nu-i voia, ai păcat, ai minciună, chiar dacă e pe jumătate, cum spunem noi. Păi laptele amestecat cu apă, e amestecat cu apă, da? Că e un sfert, că e jumătate. Tot minciună e minciună, e minciună, minciună, da? Dragii mi vreau să vă spun astăzi că în momentul când fiul risipitor vine acasă, nu știu dacă ați fost atenți la, la cuvântul Scripturii, Uitați ce spune fiul aici. Data am păcătuit, adică recunoaște că haina lui e murdară, și ce credeți că spune? Tată, dăm voie să intru în casă la, la, sărbătoare așa cum sunt cu haina murdară. Și de ce biserica pentecostală, bisericile evanghelice, și de ce ă, practicăm botezul la o vârstă matură? Și de ce? Pentru că vrem să vedem cu omul acela care îi păcătos recunoaște. Eu n-am pus-o pe fata mea să semneze când ne-am cumpărat mașină, când avea șase săptămâni, că nu m-ar fi luat în considerare când mi-am cumpărat casă, nu m-am pus pe băiețelul care acum are șase luni de zile să semneze. Nu, că m-ar fi scos afară notarul. Înțelegeți ce spun astăzi? Dar noi le spunem la oameni au, semnați voi și vedeți în viață cum trăiți. Nu, noi vrem ca oamenii la vârsta matură să îmbrace, să schimbe haina. Vreau să vă dau o veste bună în biserica Emanuel din Sibiu, că sunt haine albe puse pe umeraș. Și așteaptă să fie îmbrăcate de noi candidați. Știți de cine? De oamenii care se întorc cu fața spre Dumnezeu și spun, Doamne, am păcătuit. Împotriva cui? Dragii mei, cel mai greu om spune două cuvinte în viață, ascultați-mă. Îmi pare rău și iartă-mă. Dacă s-ar spune asta în familie, cuvintele astea, vă spun eu, ar scădea rata divorțurilor în România foarte mult. Să știți. Dar omul recunoaște cel mai, cel mai greu asta. Am eu nevoie de să, să fiu iertat. Tata spune așa, aduceți repede haina și îmbrăcați-l cu ea pentru că haina lui e murdară. Cum, puțin, cum, ne putem întoarce acasă? Ne putem întoarce acasă cu, cu pocăință, cu părere de rău, că își vom fi primiți cu milă. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și ce voi zice? Tati, mai ai bani? Ca așa fac unii oameni astăzi. Cheltuiesc ceea ce Dumnezeu le dă și apoi spune, Doamne, mai dăm, zice, mai dăm să cheltuiesc, cum spune apostolul, în plăcerile și în păcatele mele. Nu, tata, am păcătuit, recunosc. Dragii mei, vreau să vă spun un principiu, dacă rămâneți numai cu ideea asta din predică, e suficient. De mi-aș dori să rămâneți cu tot? Dar principiul acesta care vi-l spun acum e foarte important. Foarte mulți oameni încearcă cu bani, cu eforturi fizice, cu eforturi spirituale, cu ce vreți voi să cumpere mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu nu poate fi cumpărată și nu poate fi declanșată decât cu pocăința ta și cu pocăința mea. Doamne, mai dă-ne pocăință. Numai oare, dacă avem, la, oare avem lacrimile pocăinței, Că a spus poetul, lacrimile pocăinței îmi sunt singurul? Mi se pare că în bistecele evanghelice lacrimile sunt pe cale de dispariție. Nu vi se pare asta? Vezi pe unul că plânge, zice, ce, mă, nu mai stau în ghezi, cine știe de ce plânge, zice? Cine știe ce o zice? S-ar putea că ăla să plângă că e păcătos și tu, Marele Sfânt, să mereniat și el să meargă în rai. S-ar putea asta. S-ar putea că ăla să plângă că e dor după Dumnezeu și ție? Tu plângi numai când ți procesul cu pământul, atunci plângi. Ai înțeles, nu? Tu plângi numai că nu mai prinzi oferta la Kaufland, atunci ce plângi tu, da? Tu n-ai treabă cu Dumnezeu, zice, asta zice, asta, asta, se asta, asta, plângă, zice, lasă plângă. Mă doare că lacrimile în ziua de azi sunt pe cale de dispariție în și să știți. Doamne, dă-ne lacrimi astăzi. Dacă să ai lacrimi în ochi, trebuie să te la starea ta. Noi suntem obișnuiți să ne uităm la vecinul de peste drum și la vecinul din stânga sau din dreapta, nu? Dacă vrei să ai lacrimi, uite-te să vezi cu ce l-ai supărat pe Dumnezeu. Uite-te să vezi ce păcate ai făcut în viață. În Statele Unite ale Americii o trăit un, un tânăr pe nume John Preston. Atât de mult îmi place istoria acestui băiat. La vârsta de 19-20 de ani, era vremea aceea când se purtau pistoale, când mult mai mulți oameni erau în armață în America. Au intrat într o intrat într-o cărciumă, deși mama i spus, dar nu e bine să intri într-o cărciumă, te-ai fost crescut cu bine, tu ai fost crescut cu Biblia lui Dumnezeu. Nu intra în locurile păcatului. El o zis, lasă-mă că știu mai bine. O intrat într-o cărciumă, și într-o ceartă o luat pistolul și au împușcat cel mai bun prieten. Pedeapsa cu moarte era atunci în acel stat. Și au zis uh, ofițerul de acolo și cei care l-au judecat: În câteva zile vei fi condamnat la moarte, nu mai ai nicio șansă. Și mama plângând, o mers la tribunal, o mers la omul acela și a zis: Domnule, credeți-mă că l-am crescut pe băiatul ăsta cu, cu cum trebuie. Vă rog tare mult. Nu-l condamnați. Mai, mai, dați-i o șansă, vă rog frumos. Și omul a zis, nu. Legea e lege și pentru mine, și pentru copilul meu, și pentru tine, și pentru copilul tău. La insistențele mass mediei, la insistențele multora care îl cunoșteau acest caz, omul acesta știți ce a făcut? A luat o haină de preot, o haină neagră peste hainele lui, peste costumul lui. A luat o foaie și a scris pe foaia aia grațiat și a pus foaia aia în stânga hainei, în buzunar. Și a mers la închisoarea unde era Jim Preston. A intrat pe culoarea închisoare și când a ajuns în față celului a spus, Domnule Jim, am venit să-ți dau ceva. Îmi dai voi, te rog să intru în celula ta și să-ți dau un lucru foarte valoros. Jim o crezut că e preot. Nu, nu știu cine O crezut că e un preot. Noi știu că e judecător. Și o zis, te rog frumos să ieși afară în momentul ăsta, că n-am nevoie de Biblie și n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de lucrurile astea, să mă lasă Dumnezeu pe mine în pace. Judecătorul a spus, domnule Jim, vă, vă rog frumos, dați-mi voi să intru în celulă la voastră, în celulă dumneavoastră și să vă bucurați. ți a spus să ieși afară. Judecătorul s-a întors și a plecat, fără să mai aibă niciun cuvânt de spus. Gardenii au venit și au spus. Știi cine a fost omul acesta? Omul acesta a fost judecătorul care purta scrisoarea de grațiere în haina lui. După trei zile a fost dus spre locul de execuție și în timp ce mergea spre locul de execuție, din mulțime, un om din mass media s-a apropiat de el și i-a spus, Domnule Jim, cunoaștem istoria tumultoasă aveți vieții dumneavoastră. N-ați avea un mesaj de transmis pentru toți tinerii din America? Și Jim, cu lacrimi în ochi, a spus cuvintele care au rămas în istoria Americii și care vi le spun și vouă astăzi. Spuneți-le, vă rog, tinerilor din America, că Jim nu moare pentru clima pe care am făptuit-o, ci pentru iertarea pe care a respins-o. Mă aud de toată astăzi? Oamenii nu vor ajunge în iad, în primul rând, că au păcătuit. Pentru păcatele care le-au făcut dată un preț, la Golgota pe o cruce, despre care se cântă aici că este viu Isus Hristos. Eu n-aș muri pentru un om care e insicriu, vă spun sincer. Pentru un om viu. Poate dacă e soția mea sau din familia, poate aș muri. Dar pentru un om mort. Și spune Biblia că pe când eram noi morți în păcatele noastre, s-a coborât Iisus Hristos și a murit pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, vor fi oameni care vor ajunge în iad. Știți de ce? Pentru că au respins oferta de grațiere a Tatălui Său. Vor fi. Te poți întoarce acasă cu milă. Te poți întoarce acasă cu pocăință că și vei fi primit cu milă. Atât de mult îmi place de tatăl acela. Probabil că în fiecare dimineață te de dea la o parte, perdeaua din geam și se uita pe cărare. Oare nu vine fiul? Că ești tată, nu? Suntem din neam de Dumnezeu, a spus poetul nostru. Suntem și avem uh, chipul lui Dumnezeu în noi. Dar ne l-am tervelit în păcatul și în mocirul aceasta. Și într-o zi tatăl a venit că vine și vreau să vă spun că tatăl era îmbrăcat curat. Și ăsta vinea și mirosea, ce scuze de expresie, mirosea porci. Cine a făcut curat la porci, am făcut curat în copilărie. Vreau să vă spun ceva, după ce făceai curat la animale, trebuia să te schimbi total. Pentru că puteai să dai cu ce vrei, parfum vrei, că oricum mirosia e urât. Și vinea fiul și mirosea porci, mirosea mizere, și tata mirosea curat și merge în întâmpinare, putea să zică, tata, stop! Stai la 3 metri, că nu vreau să mă deranjez. Puteți să zică tata asta? Puteți să zică. Așa au zis? o zis vină. O deschis brațele larg și o plâns pe grumazul lui. Dragii mei, asta face Dumnezeu pentru fiecare dintre voi care sunt gata astăzi să vină acasă. Cea mai mare mulțumire în viață este să te uiți spre cel care îți dă în fiecare zi apă și pâine. Dar știți care e scopul pentru care Dumnezeu îți dă căldură în apartament? Punem, te rog, Roman 2 cu 4. Romani, capitolul 2 cu versetul 4. De ce Dumnezeu ne dă sănătate? De ce Dumnezeu ne dă tot ce avem nevoie nu cumva e un semn al lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la? Pe noi bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă să mai facem monetaj. Nu vi se pare interesant? Nu, bunătatea, adică Dumnezeu îți dă dar, 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 dar. Și când vede că nu cu darul începe să-ți dea cancer, diabet și alte lucruri. Nu spun că toate sunt cu, cu, mesajul acesta. Dar de multe ori când Dumnezeu a văzut că nu mă cu dar, a început să ia nu ia cunosc pe cineva care au zis că trebuie că s la 18 ani, tati, de astăzi nu mai merg la biserică. Să mă lase Dumnezeu în pace. Și au zis, că să mă voi ruga, pentru că te-am dus la bine binecuvântare în biserică, te-am încredințat lui Dumnezeu, mă voi ruga ca Dumnezeu să nu te lase în pace. După aproximativ, aproximativ un an de zile, băiatul acesta lucra la o fabrică și peste mâna lui, o mână curată, o mână trainică, a căzut o mașinărie de câteva sute de kilograme, încălzită la peste 300 de grade. Jumătate de oră n-au putut să ia de pe mână foița aceea. N-au putut să ia în mașinăria aceea. mână i-a rămas ca o foiță. Când s-a trezit din comă, după câteva zile, era mâna tăiată până la cot. O să spuneți ce tragic. De ce Dumnezeu e așa dur? De ce Dumnezeu e așa dur? Și de ce Dumnezeu e așa dur? Dumnezeu vrea și ne vorbește prin, prin vânt, prin, prin ce vreți voi, ne vorbește prin ceea ce ne dă dar noi nu vrem. Și apoi Dumnezeu, la insistență și la rugăciunile altora, Dumnezeu înceapă să ne vorbească și prin altceva, printr-un smurd printr-un pompier printr-un 112 dar nu mai bine că timp suntem aici în sală să ne întoarcem acasă spre Dumnezeu Doamne ajută-ne la asta și închei cu ultimul punct te poți întoarce acasă ca și rob că își vei fi primit ca și... Ce zis data zis tata? Afișează-te rog, să creadă toată biserica ceea ce spun acum. Acest fiu, 24, Luca 15 cu 24, acest fiu al meu era... Dragii mei, vă rog frumos să sublineați acest verset. Tu poți să fii copilul lui Dumnezeu și să fii plecat în robie, să trăiești, să respiri, să nu ai treabă cu analizele și totuși din perspectiva spirituală să fii mort, mort. Și a înviat. Cine l-a înviat? Nu? pocăința care l-a dus acasă, era pierdut, poți să fii pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Dacă veți întreba negri africani din America, care a fost cea mai frumoasă zi din viața voastră sau din viața istoriei voastre, ei vor spune așa, 19 iunie 1865, Abraham Lincoln a semnat decretul nostru de eliberare din robie. Aia e cea mai frumoasă zi. Dacă v-aș întreba astăzi pe voi sau m-ați întrebat pe mine care a fost cea mai frumoasă zi, știți care a fost cea mai frumoasă zi din viața mea, oameni buni? Ziua când la 17 ani jumate am îmbrăcat o haină albă și am coborât în apa botezului și am spus, Doamne, ceea ce spune cântarea pe care o cântă Cătălin și Ramona, azi vin acasă rob, nu fiu. Doamne, vine acasă să mă primești ca și rob. Vine acasă și îmi pare rău de tot ce am făcut și Dumnezeu spune, Cristi, dacă tu te consideri rob, eu te consider fiu vei fi gata în seara asta, aș vrea să, aș vrea să facem, facem o rugăciune, mă în anul să facem o rugăciune. Sunt aici suflete care îți departe de casă. Ai căutat împlinirea în bani, în mașini, în case, în business și ai văzut că ești neliniștit. Am ajuns să cunosc om care avea insulă personală. M-a auzit bine ce spun astăzi? Și dormea sub pistolul superină. Și am ajuns să cunosc familie în județul cu cinci copii, soră văduvă sau șase copii. Tata, în ultimii 10 ani, a fost bolnav de diabet și a făcut insulină lunea, miercurea și vinerea. Și într-o zi, am luat o plasă de alimente, cineva o sponsoriza plasa aia de alimente și a zis, du-te tu cu ea. Am luat-o și am mers în casa aceasta și mă gândeam, oare, cum o să fie în casa asta? Că eu știam cât de țăra sunt. Ploa prin acoperiș, ploua prin acoperiș, era pământ pe jos, era mocirlă pe jos când ploua, era un miros, dragii mei, de condens, insuportabil și mă gândeam, nu? Mă gândeam. Și v-ați gândit și voi, cum să las plasa și să plec cât mai repede de acolo. Și Dumnezeu avea să-mi dea o lecție extraordinară. Am intrat în curte și nu era nimeni în curte. Am intrat în bucătărie și de... nu era nimeni în bucătărie. Și când am vrut să intru în cameră, m-am uitat pe superdeaua care era pusă la ușă. Și am văzut o mamă care ținea în mână nouă Testament. Și cinci sau șase copilași. Ridicați răcind de pe genunchi care aveau aici urmele de pământ, de pe jos. Și atunci Duhul Sfânt mi-a zis, Cristi, ai crezut că săraci. Eu rare familia în ca familia asta bogată în județ orat. Ai crezut că ăștia duc lipsă? Ăștia mă au pe mine și când nu-ți rămâne în viață decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu ți-e suficient. Astăzi suntem și tare. Că e ușor să predici și apoi mergi și mănânci și mergi acasă și totul e ok. E ușor să ce merea acasă și unde să te ai o pernă moale, dar au spus poetul, vreau lângă Dumnezeu să fiu? Adică vin o zi, eu zic zi, poetul, că nu o să mai am o nu și -o să am o rogojină, vin o zi că nu o să mai am o nu și o să am o piatră și o zic poetul, eu nu voi avea un coșmar, eu o să visez frumos în ziua aceea. Oameni buni, eu vă pun o întrebare, astăzi avem pernă și spunem că suntem fericiți și nu suntem fericiți. Cum o să fii fericit cu o piatră căpătâi? Azi ai frigiderul plin și mergi și întinzi mâna și crezi că se cuvine să iei ceva și nu ești mulțumit că ai, ai mai vrea încă un frigider și încă un congelator. Și când te uiți la ce parchează de vecinul, nu ești mulțumit de ce ai tu. Și spui într-o zi, când o să am o piată, că pe să fiu fericit, ce minciună. Știi cum poate fi asta un adevăr? Dacă trăiești cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să cântăm cântarea aceasta. Vreau lângă Dumnezeu să fiu? Vom depăși ceasul în seara asta. Nu mi-am propus, am vrut să închei la fără 10. Dar asculte-mă, când eram logodit cu soția mea, nu mă uitam la ceas. Când s-a întors fiul la casă, nu i-a spus, tata, numai trei minute am pentru tine. Azi Dumnezeu e prezent aici, în acest loc. Și o să cântăm cântarea asta împreună cu toții. Vreau lângă Dumnezeu să fiu cât timp? Cât timp am aștept? Cât timp am acasă un colțar, căldură? Nu. Vreau lângă El să fiu totdeauna. Oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi cântarea, voi putea să cânt, vei putea să cânți? La etajul 4, la județean, vei putea să cânți? Da. Cu mâinile sus încă. Și nu-mi în perfuzi. Voi putea să cânt. Hai să cântăm cântarea asta împreună. Vreau lângă să Aș vrea în ziua Dumnezeu să nu mă întrebe, Cristi, de ce n a dat ocazia fiecăruia să vină înaintea mea? Aș vrea să stăm înaintea de Dumnezeu și să ne verificăm viața, să ne uităm cum am plecat de acasă, nu cumva am plecat de acasă ca și fi și am ajuns rob. Nu cumva au fost un moment când mergeam cu bunica la biserică și învățam versete biblice la școala duminicală și m-am deputat. Și am început să umblu la discotecă și am început să umblu prin baruri. Și am început, și am început, și am început și nu mai sfârșesc. Și Dumnezeu îmi spune, Cristi, stop! Ioan, stop! Stop, oprește-vă! Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu și eu sunt Tatăl tău și te aștept să vii acasă. Vreau să închidem în fiecare ochi și vreau să fac această întrebare. Nu vreau să chem pe nimeni în față. Dar vreau să fac această întrebare. Este aici cineva care din seara aceasta închidem în toți ochii dorește să se întoarcă cu toată fața și cu toată inima spre Dumnezeu care i-a dat viață? Îl invit să ridice o mână sus. Nu ne interesează pe noi mâinile. Dar poate fi o mărturie publică înaintea lui Dumnezeu că recunoști că Dumnezeu te a dat viață? Că Dumnezeu a pus în tine de viață, bucurie, pace? Și te cheamă asta să te uiți cum, cu privirea spre El. Este aici cineva, La rog să de ce o mână sus. Doamne, binecuvintează mâinile care se ridică. Doamne, binecuvintează mâna de la balcon, din stânga, de jos, din stânga, din dreapta de la balcon. Mai este cineva închide ochii fiecare. Mai este cineva care își dă seama că Tatăl tânjește după el. Mai este cineva care astăzi se uită la păcatul și la haina lui murdar și spune, Doamne, aș vrea să o schimb cât mai curând cu o haină albă, cu o haină nouă de botez. Că degeaba să mulțumesc pentru roadele pământului dacă în mine nu -a rodit încă cuvântul tău. Că degeaba am acasă, Doamne, eu, o casă și n-am un cămin. Că degeaba am acasă de toate. Dar n-am Biblia deschisă. Degeaba am copii. Dacă nu văd copii aceștia că în loc de țigare vor ține harfa în mână într-o zi. Alba să facem cu toți o rugăciune. Poate ți-o vă rușine să ridici mâna? Aș vrea ca toți să ne ridicăm inima spre Dumnezeu în seara asta. Să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să vin acasă așa cum sunt, să declanșez mila din cer lui Dumnezeu prin lacrimile care scurg de pe ochi. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun, niciun politician cu orice promisiune nu ne va putea da fericirea aici. O spus Traian Dors după 17 ani din închisoare. Fericirea e doar în jertfă și în iubire. O spus Nicolae Moldovianu, Doamne, dintre toți te aleg mereu. În orice zi, nu numai duminica, la Paști, la Crăciun și în orice clipă. De ce? Că tu e suplimentul? Că tu ești bun numai când am, am probleme cu sănătatea? Nu! că tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică de unde? De acolo, din jos, de jos, din drum și îmi pune piciorul pe stâncă. Și stânca asta este Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. Haideți să intrăm în rugăciune și fie ca Tatăl să ne primească la El. Amin, ne rugăm.